Bine v-am regăsit la Magia Zilei. Și astăzi vom vorbi despre cifrele care lipsesc din numele complet. Lecția karmică. Azi vorbim de lecția karmică a lui 4 absent din diagrama numelui, respectiv literele D, M și V. Defectele. Cei care au lipsă 4 detestă munca, except în cazul în care este distractivă, este dezorganizat, nu se poate concentra, mai ales dacă nu este interesat de munca pe care o face. Poate fi claustrofob și pur și simplu nu poate lucra în locuri înghesuite. Nu este nici de încredere, nici cu simț practic. Uneori, oamenii aceștia nu sunt nevoiți să muncească din greu pentru că îi ajută alții foarte mult, deci primesc ajutor. Sau poate ar prefera să pună pe altcineva să muncească în locul lor. Se pot teme că munca va fi grea și restrictivă și vor căuta să scape cât mai ușor de sarcinile primite. Viața lor poate fi dificilă, mai ales pentru aceia care nu au dezvoltate aptitudinile pentru muncă cinstită. Remediu pentru absența lui 4. Se depășește în primul rând prin găsirea unei munci care să vă placă și, dacă acest lucru nu este posibil pe moment, prin găsirea unui motiv de a vă aprecia munca pe care o desfășurați pentru scopul căruia este sau căruia îi servește. Astfel, voi veți dezvolta talentul organizatoric. Nu vă grăbiți, luați-o pas cu pas. Acordați atenție tuturor detaliilor și lucrați meticulos și atent. Acest lucru este obligatoriu pentru cei cărora le lipsește 4. Dacă ați înțeles, atunci vă rog să treceți la treabă și să exersați, să deveniți acei oameni util, folositor, în primul rând pentru voi și după aceea pentru ceilalți. Vă spun la revedere, vă dau o întâlnire la o nouă ediție, Magia Zilei. Gânduri bune până atunci!